Ieri seara un șofer de 21 de ani a fost urmărit de polițiști până când nu a mai reușit să controleze mașina și a intrat cu ea într-un stâlp. Totul s-a petrecut pe raza localității Hudum, acolo unde oamenii legii au făcut semn tânărului să tragă pe dreapta. Acesta însă a refuzat să respecte semnalul autorităților continuându-și deplasarea. Forțele de ordine au pornit în urmărirea acestuia tocmai până în Huțan, pe o distanță de aproximativ 15 km. Pe raza localității Huțan, individul a pierdut controlul autoturismului și s-a izbit într-un stâlp. Mașina a fost parțial distrusă, dar el nu a pățit nimic. După ce a fost dat jos din mașină, acesta a fost testat cu aparatul alcool test, care a indicat o valoare alcoolică de 0,68 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Doar că, pentru că nu a respectat restricția de circulație pe timp de noapte, a fost sancționat contravențional și cu o amendă de 1000 de lei. Totodată, acesta a mai primit o amendă de 2320 de lei pentru că nu a oprit la semnalele polițiștilor. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale fără victime omenești și în urma testării cu aparatul alcool test, valoarea rezultată a fost de 0,68 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Aceeași zi, doar că altă localitate și alt protagonist. De această dată, polițiști au fost sesizați prin apel 112 că pe strada Sucevei din municipiul Botoșani un șofer circulă haotic și ar putea fi în stare de ebrietate. Autoturismul a fost identificat în trafic și tras pe dreapta. La volan se afla un bărbat de 70 de ani, care era incoerent. Nici nu putea să le înmâneze actele la control forțelor de ordine și a refuzat să coboare din mașină. Fa pentru care oamenii legii s-au văzut nevoiți să-l scoată chiar ei pe bărbat din autovehicul. Individul a refuzat totodată să fie testat cu aparatul alcol test, dar și să fie transportat la o unitate spitalicească pentru a-i se preleva mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcolemiei. Dosarul penal a fost întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de refuz de prelevare de mostre biologice de sânge.